Politica zilei vine alături de noi Ioana Constantin. Bună ziua, Ioana! Bun găsit, Andreea, de la Fix. Desigur, vorbim despre greva din educație și cum Ciucă le-a dat cu flit profesorilor, a zis că nu merge la această întâlnire, asta și pentru că probabil și-a pus special ședința de guvern. Nu-i place domnului Ciucă, na, cu educația, el fiind și doctor, dar în teritoriu se practică un șantaj la adresa profesorilor în grevă. Inspectorii școlari, printre care unii chiar ai PSD-ului, foști consilieri locali ai PSD-ului, cer desfacerea contractelor sau suspendarea contractelor de muncă pentru profesorii greviși. Vom discuta și despre asta și despre ședința liderilor de sindicat împreună cu liderii politici la ora 5. Veți vedea aici în direct pe B1 TV ce se discută la ședința sindicatelor cu liderii politici. Ne pregătim și de rocadă pentru că vineri demisionează Ciucă. Cine rămâne însă interimar în locul domnului Ciucă? Și Iohannis cere o rotație sticlă corectă și se așteaptă să fim gata până pe 30 mai cu un nou guvern. Însă în Parlamentul României mâine ajung amendamentele pe pensii speciale, așa a promis Budăi. Politicienii rămân cu pensiile speciale. Însă pentru restul seniorilor României nu va fi nicio majorare a pensiilor anul acesta. Înapoi la tine, Andreea. Este ora 16, bine v-am regăsit la Politica Zilei, sunt Ioana Constantin, mulțumesc că sunteți pe B1 TV. Marius Budăi, ministrul Muncii, anunță o ordonanță de urgență prin care creșterile salariale în domeniul educației vor ajunge la grila din 2022. De la ora 5 este așteptată o ședință între liderii de sindicat și miniștrii la sediul FSLI. Acolo trebuia să ajungă și Ciucă, numai că a dat cu flit profesorilor și ne-a anunțat din ședința de guvern printre că nu o să meargă și că o să meargă domnul Neacșu, secretarul general al guvernului. Oamenii ăștia mai au puțin și nu știu pe cine o să trimită din guvern, oameni care nu au nicio legătură cu educația. Nici domnul Ciucă nu are vreo legătură cu educația și din fericire nu o să mai aibă nicio legătură cu funcția de premier de vineri, pentru că își dă demisia. Asta pentru că domnul Iohannis le-a cerut o rotativă sticlă și se așteaptă să aibă pe 30 mai un nou guvern. Acum, sigur, printre toate protestele și tot ce se întâmplă în aceste zile, să vedeți ce weekend încărcat, pentru că domnul Iohannis ar trebui să facă niște consultări cu partidele, de formă, evident că știm deja ce urmează, chiar sâmbătă, astfel încât luni, marți, să avem deja votul, audierile miniștrilor, votul și învestirea noului guvern. Se pune totuși întrebarea pe cine lasă Ciucă interimar în această perioadă plină de greve. Vom discuta și despre protestele din sănătate, pentru că domnul Rafila este plecat în vacanță, vedeți? De-aia avea profil de prezidențiabil Rafila, pentru că e la fel ca și Iohannis. Îi place foarte mult să stea plecat. Acasă proteste, domnia sa este plecat. Vom discuta și despre pensiile speciale, pentru că mâine trebuie să ajungă niște amendamente în Parlamentul României, așa a promis domnul Budăi. Repede, repede, pe fugă, înainte să se termine cu guvernul ăsta, predau și ei ceva. Au uitat de pensiile politicienilor. Nu se atinge nimeni de pensiile speciale ale politicienilor, iar seniorii României, oamenii simpli care au muncit o viață întreagă, n-au parte de nicio majorare a pensiilor în acest an. Discutăm despre toate aceste subiecte, vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră la această oră. Prin legătură video Skype, Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe, Partidul Mișcarea Populară, mulțumesc foarte mult. Seară bună. Deputatul USR, Adrian Viner, mulțumesc foarte mult. De asemenea, mulțumesc medic și fost manager de spital, deci putem să discutăm și despre ce se întâmplă în sănătate. Mulțumesc, Adrian Viner. Este alături de noi și Diana Grișcă, vicepreședinte Asociației Elevilor din Constanța. Mulțumesc foarte mult. Așteptăm să alăture și Bogdan Hosu, președintele Cartel Alfa. Bun, aș vrea, domnule Ialomițianu, să vă întreb despre acest anunț pe care l-a făcut pe Facebook în urmă cu jumătate de oră Marius Budăi. Spune că se va da o ordonanță de urgență prin care se vor mări salariile profesorilor, iată, vedem și noi postarea, la nivelul grilei de salarizare aferente anului 2022. Spune așa domnul Budăi, ca urmare a discuțiilor purtate cu sindicatele din educație, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a pregătit un proiect de ordonanță a Guvernului prin care salariile pentru funcțiile comune din administrație prevăzute în anexa 8 a legii salarizării se aduc la nivelul prevăzut în grila aferentă anului 2022. Așa cum am mai spus, suntem deschiși la dialog, suntem dispuși să luăm măsuri. Mă rog, și restul e un bla bla. Așadar, domnule Ialomițianu, cu asta s-ar închide această grevă? Nu se închide, dar eu vă spun că s-a început greșit legat de negocierea profesorilor cu cei de la guvern. Trebuia invers. În primul rând, trebuia cu ministrul educației, putea să fie și ministrul muncii și ministrul de finanțe în mod obligatoriu, pentru că de acolo vin banii, și după aceea întâlnire cu cei din coaliție, pentru că am văzut duminică că acolo nu s-a luat nicio decizie. Domnul prim-ministru a făcut apel
la înțelegere și domnul Ciolacu n-a spus nimic. Acolo trebuia să se ia decizia, adică să fi fost foarte clar. Acum, revenind la ce a scris domnul Budăi, se referă la funcții nedidactice, pentru că sunt funcții comune. Acolo am înțeles că e un impact de vreo 200 de milioane de lei și acolo se rezolve problema, dar nu se rezolvă problema salarială a profesorilor, pentru că au ieșit în stradă pentru că salariile sunt foarte mici și inflația foarte mare, mai ales la alimente 30-40%, și acolo trebuia să vină domnul Budăi să rezolve. Dar și procedura asta, să scrii pe Facebook înainte de întâlnire, ce a vrut să-i pună în dificultate pe profesori, să spună, uite domnule, noi am rezolvat, ce mai vor profesori? Aici este încă o dată un mesaj greșit sau chiar o jignire adusă profesorilor, că și așa domnul Budăi a spus, ce vor profesorii, ce noi avem un sac de bani. Dar în momentul în care au mărit salariile la demnitari, când au mărit salariile la aleși locali, nu s-au gândit și la profesori că au salarii foarte mici și nu s-a aplicat legea salarizării unitare, pentru că PSD-ul spune că cei care au guvernat în 2020 și 2021 nu au aplicat legea salarizării unitare. Dar din 2021, din noiembrie, până acum, de ce nu au aplicat legea salarizării unitare? Pentru că sunt la guvernare și spun că au o guvernare foarte eficientă. Dar vedem că sănătatea și învățământul au fost ignorate de către actuala coaliție. Da, s-a alăturat și domnul Hosu de la Cartel Alfa. Domnule Hosu, și domnul Hader este alături de noi. Bun găsit, vă mulțumesc amândurora că sunteți alături de noi. Domnule Hader, vin întâi la dumneavoastră, pentru că sunteți acolo la această întâlnire la care s-a așteptat și miniștrii, că înțelegem că domnul Ciucă nu o să vină. Numai că domnul Budăi a postat acum jumătate de oră pe Facebook faptul că vor da o ordonanță de urgență prin care se majorează salariile la nivelul grilei din 2022. Știți ceva despre acest lucru și este mulțumitor pentru profesori în acest moment? Nu. E doar un element dintre cele multe pe care le-am negociat. A fost primul care a fost acceptat. Acest lucru trebuia făcut din 2021-2022. Mai degrabă, dacă noi luăm după lege, trebuia din 2017. Dar nouă ne-a venit rândul foarte târziu. Ar fi rămas colegii noștri din domeniul tehnic, personalul nedidactic sau tehnico-administrativ, cum se mai numește pe unele locuri, fără această tranșă, care înseamnă 130-150 de lei în medie pentru fiecare dintre ei. E vorba de muncitorii din cadrul universităților și școlilor din România. Dar în același timp, această anexă se aplică și celor din sănătate, și celor din cultură, și celor din sport, în toate domeniile în care sunt cei care se ocupă de tinerea utilaj, cei care se ocupă de curățenie, la noi tehnicieni, laboranți. Am apreciat acest lucru, că faptul că s-au găsit banii necesari, spune ministrul Căciu, 500 de milioane de lei, e de apreciat, dar aceasta deja este ceva care nu se aplică numai la noi, se aplică la toți, deci toate sectoarele bugetare care au salariați în această zonă vor avea de câștigat urmarea protestului nostru. Însă acesta era unul dintre elementele de la care deja am pornit și care din prima zi s-a aprobat. Era normal să fie aprobat de ani de zile în urmă. Însă de aici încolo încep problemele. Așa cum am spus și ieri și alalte, probleme pe termen scurt și mai ales pe termen care ar trebui să înceapă pe anul viitor, adică legea salarizării, nu știu cum să zic, doamna Constantin, unitare mi-e frică, pentru că și alaltă s-a numit legea salarizării unitare, dar în momentul în care s-a constatat că nu se aplică unitar și de sus în jos, de la cei bogați la cei săraci, s-a anulat termenul unitar. A devenit cum era normal, legea salarizării bugetarilor, nu s-a mai numit unitare. Acum zic ei că vor să zică unitare. Vedeți, deci acolo e problema, doamnă, și ceea ce se propune pentru a putea să se acopere perioada asta foarte seacă din punct de financiar pentru colegii din educație, când s-au dat 3-4% creșterile la începutul anului. Deci nu asupra acestui element de lege am avut noi probleme. Nu, a fost primul aprobat și mi s-a promis de prin luna decembrie, când am început să ne vedem pentru prima oară cu domnul Ciucă și cu domnul Ciolacu și cu ceilalți miniștri. Dar astăzi cine vine, domnule Hader? Că domnul Ciucă ne-a anunțat că nu vine și că vor veni doamna Deca, domnul Budăi și din partea premierului, secretarul general al guvernului. Dar domnul Ciolacu vine? Domnul Căciu vine?
domnul Căciu vine, da. Așa mi s-a spus de către domnul Ciolacu, vine domnul Budăi, vine secretarul general al guvernului. Vine cu Sam, mi s-a spus cu ceva și de domnul Boloș, nu știu dacă vine. A, cred că are niște vouchere Boloș, eu vă zic să fugiți dacă vine, că sigur vă dă niște vouchere, că el nu mai vouchere ale. Dacă dumneavoastră ați aflat pe surse, eu vă pot spune că e posibil. E posibil și asta, nu? La domnul Boloș. Pe surse așa dintre ale mele, știți cum se spune. Domnule Hadăr, dincolo de glumă, mai este o problemă și vreau neapărat să vă întreb. Colegii dumneavoastră din teritoriu care sunt în grevă sunt în situația în care inspectorii școlari județeni cer suspendarea contractelor de muncă pe lege, spun ei. La Maramureș se întâmplă, dar nu doar acolo. Da, e o mare porcărie cu legea asta a conflictelor de muncă, mai bine din legea dialogului social. Aici domnul președinte Hosu, care e cu noi acum, are multe de zis, a străduit săracul. Pot să-i spun așa, că s-a chinuit printre puținii dintre liderii de confederații care s-au chinuit să aducă posibilă, să facă posibilă declanșarea unor conflicte fără să afecteze foarte mult statutul protestatarului. Deci e o nebuloasă. Trebuie citită legea. În principiu, așa scrie că dacă ai făcut grevă, trebuie să fii sancționat, în sensul în care ziua respectivă să nu ți se acorde salariu. Da, domnule Hadăr, la 5 urmează să înceapă întâlnirea sau e acum de la 4? Nu, acum au loc întâlniri între liderii noi de sindicat. Da. Încercăm după aceea să ne vedem la 5? Cu cei care vor veni. Mi-ar părea bine să vină cât mai mulți. Poate reuși să trecem peste hopul ăsta mare, dar mă duc îndoit așa, cu sufletul îndoit. Mergeți îndoit la această întâlnire. Întrebare, domn profesor Hadăr, 500 de milioane PAN, nu? Nu, pe perioada aceasta care a rămas. Da. Păi când? În iulie, nu? Da. Că până la rectificare nu poți să vă dea. Da. Asta după a vorbit un ministru și nu știu, a vorbit un ministru al finanțelor, un fost ministru și deja m-ați băgat la colț. Nu știu. Da. Nu știu. Probabil se găsesc bani în buget, în sensul ăsta. Și atunci o să scrie cu ce dată de aplicare? După rectificarea bugetară. Care dacă va fi septembrie, Doamne ferește, da. Hai să nu ne gândim acolo, cred că o să vă sun, domnule. Nu, dar nu există altă posibilitate legală, că nu sunt bani în buget. Vedem ce se întâmplă și astăzi și ne reauzim, domnule Hadăr. Bine că mi-ați atras atenția. Da, ne reauzim după ce va fi această întâlnire și astăzi. Vă mulțumesc și vă urez succes acolo să obținem pentru profesori. Deci de la ora 5 urmează această întâlnire la care vin și guvernanții, liderii sindicatelor se întâlnesc. Deja acum noastră vedeți, dragi spectatori, imagini de acolo, de la sediul FSLI, unde sunt așteptați miniștrii României să vorbească cu profesorii și cu liderii de sindicat. Vom rămâne cu această imagine și pe măsură ce se alătură sau începe vreun discurs să mergem acolo, veți putea urmări aici pe TV1 TV în direct toate declarațiile importante pentru sistemul de educație. Domnule Hosu, vin la dumneavoastră acum. Sunt două subiecte foarte importante pe care vreau să le dezbat cu noastră. Unul este anunțul făcut de ministrul Budăi, care spune că a găsit o formulă, că printr-o ordonanță de urgență vom avea creșteri salariale în educație la nivelul grilei din 2022. Da. E adevărat, este o convocare la 1 fără un sfert pentru o comisie de dialog urgent de la 3:30. Eu am fost pe drum, n-am avut ocazia deschis legat de acest lucru, în care există o ordonanță de urgență, probabil legată de problema educației, care s-ar dori mâine sau poimâine să intre în ședință de guvern, probabil. Da. Dar cum acoperă aceste creșteri? Se va acorda de la 1 iunie, da. Legată de că nu există suficient bani, nu există suficient bani pentru tot anul, dar pentru două luni până la rectificare pot să facă corecția respectivă și după aia, prin rectificare, să dea banii suficienți pentru sfârșitul de an. Din punctul nostru de vedere, eu am făcut o altă propunere mult mai utilă și care rezolva problema, e adevărat, e cu implicații multiple, dar costuri din punctul nostru de vedere mai mici pentru bugetul statului. E problema legată de faptul că dacă rezolvă astăzi pentru educație, da. Nu știu dacă va rezolva pentru tot sectorul bugetar, de care conflictele sociale vor rămâne în continuare. Se rezolve problema pentru tot sectorul bugetar, dar și pentru ceilalți oameni,
ar trebui să facă un transfer de taxe sociale de la angajat la angajator, care n-ar mări costurile angajatorului decât cu 1,75, de exemplu, pentru 7 puncte procentuale mutate, dar care ar permite o creștere a tuturor salariilor nete pentru fiecare lucrător în parte cu circa 10%. Ceea ce ar fi o chestiune benefică, pentru că am văzut și la educație, ei n-au cerut creșterea salariilor brute, ei au cerut creșterea salariilor nete. Pentru că oamenii pleacă acasă cu netul, nu cu brutul. Bun, și mai ar fi al doilea subiect despre care l-am întrebat și pe domnul Hader, aceste suspendări ale contractelor, un inspector școlar județean din Maramureș. Este cere. Conform prevederilor codului muncii, din punctul ăsta de vedere, este o prevedere din codul muncii imperative, nu înseamnă decât că pe durata grevei, contractul individual de muncă se suspendă pentru a nu avea situații conflictuale diferite. Da. E adevărat, consecința suspendării înseamnă că persoanele respective, pe durata grevei, dar asta se știa de dinainte, nu vor primi salariile, valoarea salariului pentru zilele în care sunt în grevă. În regulă. Bun, mai rămâneți alături de noi pentru că este și subiectul legat de sănătate și de pensii speciale. Diana Grișcă este vicepreședintele Asociației Elevilor din Constanța. Diana, eu am fost uimită, voi ați avut curaj ieri să răspundeți guvernului, să spuneți că minte Ciucă, nu v-a invitat și am văzut foarte multe reacții negative. Sunteți prima asociație independentă a elevilor din România, ați fost deosebit de critici cu toate guvernele de-a lungul anilor. Și eu vă felicit că aveți curajul acesta la vârsta voastră. Te întreb, din punctul vostru de vedere, cum se poate rezolva mai repede acest conflict care, în primul rând, pe voi vă afectează? Bună ziua tuturor, în primul rând. Bun găsit. Diana, ne auzim? Cred că s-a întrerupt această legătură. Diana Grișcă, dacă ne mai auzim? O să refacem această legătură. Adrian Viner, vin către dumneavoastră, sunteți și parlamentar, ați văzut și legile educației trecând. Astăzi încearcă din nou o presiune în asta cu forță, așa, guvernul vine Budăi, cum spunea și domnul Alomițianu, hai că am găsit aici o majorare rapidă, chiar înainte de întâlnire. Da, e o formă de presiune și aș adăuga la ce a explicat foarte bine domnul Hosu legat de suspendarea contractelor de muncă, dincolo de faptul că e adevărat. Felul în care a fost comunicat dinspre angajator, dinspre directorii de școală, dinspre inspectorat, chiar între ziua declanșării grevei, a fost din nou o formă de presiune. Această informație ar fi trebuit să vină de la liderii sindicali și în contextul firesc în care să nu sperie, să nu pună presiune suplimentară. Dincolo de asta, sigur că problemele sunt multiple. Nu doar revendicările salariale sunt nici în educație, nici în sănătate, nu e vorba doar de revendicări salariale. Sigur, astea pot fi negociate cu direct sau țin de o decizie care se poate lua într-o cameră 7 oameni, 10 oameni. Dar problemele de sistem, tarele și în educație și în sănătate, faptul că au fost ignorate ani și ani de zile, faptul că s-au acumulat, mă refer în sănătate la vulnerabilitatea actului medical, mă refer la infrastructura învechită, la insulta de a se bloca angajările în sănătate și de a se tăia cheltuielile de funcționare cu 10%, cu câteva excepții, dar nu o să intru în detalii, nu acoperă nici pe de cum. Exceptarea medicamentelor și a materialelor sanitare, de exemplu, cheltuielile de funcționare ale spitalelor, spitale la care 80-90% din bugete e masă salarială deja. Ce să mai tai? Angajările, ministrul Rafila comunică că, mă rog, va rezolva el un memorandum în guvern în care se va debloca angajările în sănătate, unde presiunea pe angajat este uriașă și din cauza faptului că e subpopulat cu personal. Nu mai vorbesc de preocuparea la nivel de implementare, de reformă, de dotare. În sănătate nici nu se știe exact unde este epicentrul deciziei. S-a început o descentralizare prin 2008-2009, o descentralizare juridică, dacă vreți, dar descentralizare decizională, fiscală, financiară. Totul e un haos în ceea ce privește zona de decizie. Pacienții și personalul nici nu știu
cui să se adreseze. Adrian Vinăr, în Sănătate, e un calendar foarte clar al protestelor. Pe 1 iunie avem grevă de avertisment în Sănătate, 8 iunie este un meeting, da. Pe 15 iunie pichetarea unităților cu depunerea, da, demisiilor, vorbim aici de cei care sunt în acele... care țin acele gărzi, da? Pe 27 iunie grevă de avertisment, 1 iulie chiar declanșarea grevei generale. Asta au întâlnit cu Ciolacu și vorbesc în continuare despre analizarea începerii grevei generale în Sănătate. Da, sunt foarte, foarte multe puncte pe aceste revendică. Eu înțeleg că nu se pot rezolva toate, dar nu sunt acumulate de pe azi pe mâine, vorba președintelui, nu se poate rezolva de pe azi pe mâine, evident. Da. Nu asta e problema. Problema este că au fost ignorate ani de zile, ani și ani de zile, aceste probleme. Și, repet, felul în care se adresează oamenii politici, mă refer acum la coaliția de guvernare, evident că la ei e decizia, felul în care se adresează acestor probleme, acestor revendicări din vârful buzelor, prin presiuni făcute pe diverse surse, au ieșit elevii liberali, apropo că erau invitați în emisiune, să spună într-un fel sau altul marș înapoi la catedră. Adică sunt forme de presiune publică, instrumente de presiune publică absolut în afara principiului dialogului social, nici măcar a formalismului dialogului social. Sunt lucruri la care clasa politică trebuie să reflecteze și trebuie luate niște decizii foarte ferme. Oamenii nu mai au încredere. Le promite ministrul Budăi, acum în 2023, în mai, că îi aduce la grila pe unii, cei care au rămas în urmă, îi aduce la grila din 2022. Din 2022. Adică pe când revendicările clare ale profesorilor erau, de exemplu, una dintre ele, și cred că acolo e cheia, faptul că profesorul debutant ar trebui să aibă echivalentul salariului mediu pe economie, astfel încât să fie un semnal al pieței muncii, să atragi resursă umană de calitate. Este o reformă de sistem asta, nu e vorba de salarii, e vorba de pe cine atragi în educație de acum încolo. Da, mulțumesc, Adrian Vinăr. Rămânem însă în dezbatere. Vreau să vorbim și despre pensiile speciale, pentru că mâine Marius Budăi a promis că merge cu amendamentele finale pentru legea pensiilor. Se vorbește, domnule Ialomițianu, de un mix aici de lucruri. Pe de o parte spun ei că vor să elimine o parte dintre pensiile speciale, că vor să aducă pe toată lumea treptat la vârsta de pensionare de 65 de ani. Se vorbește despre faptul că nu o să mai vedem de acum înainte pensii speciale mai mari decât ultimul venit, dar în același timp ne-a spus niște lucruri despre 9,4 din PNRR, domnul Budăi. Nu mi-e foarte limpede care pensii se rezolvă mâine în Parlamentul României. Domnul ministru Budăi se contrazice. Spune că nicio pensie nu va scădea, pensia aflată în plată, dar spune că se vor pensiona cei care primesc pensii speciale la 65 de ani, nu face separarea între pensiile militarilor și pensiile celelalte pensii, pensiile magistraților. Ne spune că pensiile nu vor fi mai mari decât salariile, deși în momentul de față se pensionează foarte mulți din apărare, din magistratură, și sigur că cheltuielile cu pensiile cresc. Iar are o obligație față de Comisia Europeană ca noua lege să aibă un impact bugetar în perioada aceasta, nu peste 10-15 ani, la care se referă domnul Budăi, că în mod treptat se vor aplica măsuri pentru reducerea cheltuielor cu pensiile speciale. Deci nu știm cum va proceda, pentru că le-a amestecat. Dacă noua lege a pensiilor nu va lega de pensiile speciale, noua lege a pensiilor speciale nu va avea un impact bugetar major, înseamnă că acel jalon nu este îndeplinit. Trebuie să reducă cheltuielile cu pensiile. Nu ne spune dacă aceste pensii speciale se vor impozita, supraimpozita, nu mai vorbește nimic. Spun niște două lucruri, că persoanele care lucrează în anumite domenii și au legi speciale se vor pensiona la 65 de ani, iar aceste pensii nu vor fi mai mari decât salariile. Dar nu ne spune de la ce dată se vor aplica. Iar a creat un haos în sistemul și în magistratură și în armată, că foarte mult se pensionează și s-ar putea să avem un impact bugetar în creșterea cheltuielor și nu o reducere, așa cum spune jalonul. Iar legat de 9,4%
procent prevăzut în PNRR legat de bugetul de asigurări sociale, sigur că acest procent, acest criteriu nu va rămâne valabil atâta timp cât rămâne actualul sistem de pensii și pensiile pe contributivitate și pensiile speciale. Dacă acest sistem de pensii va fi sustenabil, sigur că se va discuta acel criteriu. Dar nu va fi eliminat, așa cum le spune domnul Budăi, va fi un criteriu pe care România trebuie să-l respecte ca sistemul de pensii să fie sustenabil. Bun, domnule Hosu, au se venit... Se poate fi plătite. Da, au venit cine... a venit de fapt Budăi și ne-a spus că o să ajungem la vârsta de pensionare 65 de ani pentru toți românii. Dar noi plecăsărăm de la ideea că nu mai vroiam să vedem acele pensionari la 42 de ani, în diverse sisteme și apoi reangajări la stat. Acum, pentru femei. Da, pentru acum femei. Toată lumea, da, inclusiv femeile, da, toată lumea se pensionează la 65 de ani. Asta ni s-a spus. Sunt niște modificări pe care nu ar fi trebuit înainte să le discute și cu actorii sociale, acum partenerii sociali. În mod normal, domnul ministru este foarte secretos. Întrucât nu știm nimic legat nici despre pensiile speciale, nici despre ce vor să fie modificările respective și cel puțin în textul inițial din decembrie nu se arată decât o incoerență. În loc să reglementeze chestiunea, el nu a făcut decât să o mențină de reglementarea respectivă. Vă dau cel mai banal exemplu. După 8 ani la Curtea de Conturi poți beneficia de pensie specială, după 9 ani la funcționarii parlamentari și după 25 de ani în armată și în sistemul de apărare. Deci este clar că este o incoerență, în loc să fie un sistem, un mecanism unitar din politica respectivă, este o discriminare. De exemplu, femeile din sistemul diplomatic nu pot beneficia de pensia specială din diplomație decât la 65 de ani. Ele n-au ajuns la 65 de ani cu pensionarea, sunt până la 63,3, dar prin legea specială propusă de domnul Budăi, le impune că pensia specială pentru domeniul respectiv se ia după 65 de ani. Deci este secretomania asta, de fapt a dus și la dezvoltarea unui mecanism de informații false care se dispută și de fapt nu arată decât o anumită incompetență. De aceea noi am și cerut că domnul ministru Budăi ar trebui retras din prima linie a miniștrilor, întrucât nu a făcut decât să bulverseze toate sistemele, și pensiile publice, și pensiile speciale, și legea salarizării bugetare, care ar fi trebuit deja finalizată până acum. Și ne uităm, de exemplu, la legea dialogului social, care o avea în calendar, a lăsat să fie făcută pe genunchi în 3 săptămâni în Parlament, fără posibilitatea de verificare, drept care din februarie facem o nouă ordonanță de corecție. Arată, de fapt, o anumită nepregătire sau o suspiciune că totul este politic și nu trebuie discutat cu partenerii sociali. S-ar putea să avem reflexul că vom pierde câteva 1 miliard sau 2 din PNRR pe lângă cele 2,2 miliarde pierdute datorită elanului de dezvoltare economică și toate miliardele astea sunt din granduri, nu sunt din împrumuturi. Știți care e problema, domnule Hosu, că ei tot timpul vin și ne spun, noi ne consultăm cu Banca Mondială, trimitem acolo, așteptăm de acolo, după aia mergem la comisie și folosind banca asta mondială încearcă să ne închidă gura și nouă acasă și elora de la comisie, când ei de fapt nu fac nimic sau fac greșit. Deci este o chestiune în care vreau să vă spun, nu a înțeles mecanismul. Banca Mondială este un consultant. Putea să fie câștigător un alt consultant din România, dar n-au fost în stare să pregătească un consultant din România. Problema de fond este că consultantul vede și face o analiză la textele propuse. Momentan, Ministerul Muncii n-a propus nimic. Deci, consultantul discută că starea actuală nu este funcțională. El spune că la 25% cât încasează pe bugetul de asigurări sociale pentru pensii, pilonul 2 și pilonul 1,
plus pensiile speciale, banii sunt insuficienți. Și el spune că banii ăștia insuficienți, ori scazi nivelul pensiilor, ori îți faci o modificare radicală, cum a spus și domnul ministru anterior, în care, de fapt, veniturile să acopere cheltuielile, că, de fapt, asta se dorește. Da, da, domnule Ialomițianu, voia să-l întrebați și la domnul Fostu. Banca Mondială chiar ajută guvernul, pentru că în PNRR e prins că toate pensiile să fie pe contributivitate, iar Banca Mondială a venit în sprijinul guvernului să meargă pe o rată de înlocuire și pe o supraimpozitare. Dar a spus că trebuie să aibă un impact bugetar semnificativ și a ajuta în relațiile cu Comisia Europeană. Nici măcar ce a spus Banca Mondială nu vrea să ia în considerare și tot ne plimbă ca să nu implementeze reforme. Iar domnul ministru Budăi i-a criticat pe cei care au guvernat în 2020-2021 de lipsă de transparență, dar domnul Budăi este campion la lipsa de transparență. Da. Pentru că nu discută și ce ne spune și domnul președinte Hosu, că nu s-a discutat cu sindicate. Și vedeți, și această ordonanță de urgență proiect trebuia să o discute cu liderii de sindicat, nu se opună pe Facebook să arate cât de valoros e. Da, ca presiune înainte de negociere. Adrian Viner, deci mâine peste voi în Parlament vine puzderia de amendamente de la domnul Budăi, numai că nu vor fi de la domnul Budăi, că o să le dea parlamentarilor de la coaliție, să le pună iar acolo, să nu mai știm cine, cum, ce a propus. Și în final înțelegem că la pensiile astea speciale, un lucru e foarte sigur, politicienii rămân cu pensiile speciale. Sunt 843 de foști parlamentari care au rămas cu pensia specială. Cei în funcție vor avea funcție, vor avea pensie specială, aleșii locali vor avea pensie specială. Eu recunosc, nu sunt populistă, impactul bugetar e derizoriu în ceea ce îi privește. Însă, era o chestiune de minimă moralitate ca măcar acești parlamentari care stă astăzi în Parlamentul României să renunțe la această, așa este, pensie specială indemnizație. Era o chestiune de respect față de cetățean. Acum, întrebarea este... O să vin în Parlament cu o modificare, înțelegem, cu niște amendamente. Ce știți voi mai mult? Că la Comisia de Muncă presupun că vin. Dacă îmi permiteți, doamna Constantin, un minut. Sigur, revin la ce a spus domnul Hosu, construcția aceasta a pensiilor speciale, nu le place termenul de pensie specială, mă rog, componenta necontributivă și felul în care arată vârsta de pensionare, e rezultatul unei viziuni, ci a lipsei de viziune, a unor presiuni ad hoc politice dinspre anumite grupuri, în general făcute preelectoral, care au creat această monstruozitate, care se suprapune sau generează, concură la criza inechității care apasă peste România, pe lângă inflație, pe lângă criza energiei, pe lângă sărăcie, pe lângă toate. E un profund sentiment de inechitate pe care toată lumea îl are în fața acestor lucruri, acestor efecte adverse ale felului în care se face politică în România. Acum, referitor la placul de 9,4, evident, Marius Budăi și-a făcut tricou 9,4, s-a dus la comisie să-i convingă că este o inepție. Că acum, când vorbim la acest moment, toate pensiile, inclusiv cele speciale, nu sar de 7,5%. Cred că undeva la 7,6% maxim. Da. 6,95 în legea bugetului asigurărilor sociale de bugetul, stat. Domnul Vine, bugetul votată. La pensii poate să fie de 150 de miliarde, pentru că deci, PIB-ul, chiar comunicat de Ministerul de Finanțe, martie, e de 1600 de miliarde. Categoric, deci nu asta e problema, nu asta îl împiedică pe domnul Budăi să crească pensiile contributive. Asta a fost o manipulare politică care a învârtit-o peste tot și a împins-o pe oriunde a vorbit. Și pentru asta, da, domnul Budăi trebuie să plece. Este un factor de destabilizare. Reforma în sine presupune comunicare, presupune transparență, presupune dialog, presupune onestitate, presupune toate aceste elemente pe care domnul Budăi nu le are. Domnul Budăi trebuie să plece pentru că nu va fi capabil să facă nicio reformă a pensiilor. E o vulnerabilitate a acestui guvern și riscăm să pierdem miliarde de euro. Să vedem ce fac ei cu rotativa asta. Dar domnule Hosu, și vin la noastră și apoi vreau și la domnul Ialomițianu să aud, a spus domnul Budăi că se va raporta pensia, mă rog, calculul, nu știu, la întreaga perioadă de activitate. Am văzut mulți oameni nedumeriți. Dacă chestiunea asta se aplică doar pentru speciali, e vorba despre toată lumea. Cum vedeți această măsură? Nu, peste toată lumea. Da. În mod normal, conform PNRR-ului, se preia ca, hai să spunem,
coloană vertebrală a reformei legate de pensiile publice, legea 127. În legea 127 tocmai se schimbă sistemul în sensul în care punctajele anuale obținute, care sunt identice cu punctajul anual obținut după actuala lege, vor fi adunate și înmulțite cu o valoare fixă. Discuțiile pe care ei le au sunt asupra modului de calcul a acestei valori fixe inițiale legate de acest lucru, că în parte la 2, 5, la 30 sau la 35, e mai puțin esențial. E o valoare fixă. Problema este că este evident în momentul respectiv, este pe perioada întregii perioade de carieră a persoanei respective și se mulțește cu structura dată. Nu asta este problema. Asta arată numai că dacă se dorea făcut reforma și eliminarea coeficientului de corecție, care de fapt face cea mai mare injustiție în sistemul public de pensii, pentru că două persoane ieșite în perioade diferite au pensii diferite, deși au același punctaj, este lipsa unei decizii politice, dar din punct de vedere pragmatic se pare că nu au bani și ei justifică lipsa de bani pe care o au la fondul de pensii prin, hai să spunem, incapacitatea de a depăși contradicțiile din PNRR. Da, al doilea element care este important este că până în 2008 trebuie reținut, sistemul public de pensii reformat în 2001 pe contributivitate era funcțional. Astăzi avem două elemente cheie care de fapt dau o nefuncționalitate. Una este căderea drastică a contribuțiilor angajator la sistemul public de pensii și a doua, scoaterea din sistemul public a unor categorii profesionale în domeniu. Da, mulțumesc foarte mult pentru toată analiza, domnule Hostu. Domnule Ialomițianu, vin la dumneavoastră, apoi vreau să mergem să vedem ce se întâmplă cu rotația și salut pentru acest lucru și pe Călin Matie, senatorul PSD. Bun găsit, domnule Matieș. Bun, domnule Ialomițianu. Rămâna, mulțumesc de invitație. Numai puțin, domnule Matieș, înainte de rotativă, vreau să mai lămuresc o chestiune cu domnul ministru Ialomițianu legat de pensii, pentru că am înțeles că se face acest calcul la întreaga, raportarea este la întreaga perioadă, domnule Ialomițianu. Pentru toți, și Banca Mondială a recomandat. Dar problema este de când? Pentru ce persoane care primesc acum pensiile speciale sau pensiile de serviciu se va calcula pe întreaga durată? Pentru că pentru anumite categorii acum avem ultimul venit din ultimul an. Nu se știe și prin faptul că nu este foarte clar, foarte mulți din armată, foarte mulți din poliție, foarte mulți din magistratură se pensionează. Iar domnul președinte Ciolacu spunea, domnule, să nu creăm dezordine în sistemul de magistrați, în sistemul de armată. Dar vedem că prin ceea ce a spus domnul ministru Budăi, se creează acest haos și foarte mult pleacă din sistem și o să vedeți că o să avem lipsă de magistrați, o să vedem ca în 2017, când iară s-a schimbat legea pensiilor, când s-au înghețat pensiile militarilor, nu s-au mai indexat pe timpul doamnei Olguța Vasilescu, foarte mulți au plecat și a trebuit să fie înlocuiți cei care au plecat în pensie cu ofițeri de 38 de ani avansați la funcții de general și s-a creat atunci un impact bugetar în minus, adică au crescut cheltuielile bugetare cu peste 2 miliarde. Deci, domnul ministru Budăi a creat această dezordine în sistemele și militar și în sistemul de magistratură prin ultima conferință ținută, pentru că n-a fost foarte clar de când se aplică noul sistem. Bun, vom vedea pentru cei din magistratură și armată. Vedem, poate ne lămuresc amendamentele pe care le vor depune la Parlament mâine și a promis domnul Budăi că va fi foarte transparent mâine cu ce va depune la Parlament. Vede, e campionul lipsei de transparență. Ne scrie pe Facebook, poate ne pune poze acolo. Bine, dar hai să vedem la rotativă, nu știm dacă mai rămâne sau nu. Însă, Iohannis a anunțat astăzi că urmează o rotație sticlă și se așteaptă până pe 30 să avem, pe 30 mai, să avem un nou guvern. Acum, așa pe surse cum vine informația, îi rog pe colegii mei să vă arătăm și noastră, Ciucă ar urma să-și depună mandatul vineri, când este și ultima
ședință de guvern. Pe 27 mai, Iohannis ar urma să cheme la Cotroceni partidele pentru consultări. Asta ar fi două premiere. Una, că Iohannis ar veni sâmbătă la muncă și chiar n-ar apărea și în fața noastră să vorbească cu noi sâmbătă. Și a doua chestiune ar fi că aceste consultări chiar sunt de formă de data aceasta, pentru că se știe foarte clar cine va fi premierul sau oricum care e coaliția. Pe 29 mai ar urma să fie o ședință în asta de validare a ministerelor în coaliție și a miniștrilor, iar 30-31 mai audierile ministrilor și votul de investire a guvernului, deci practic de la 1 iunie când e și zi liberă ar trebui să avem un nou guvern. Domnule Matie, și acesta e calendarul care se discută și la noastră la PSD sau este doar dorința extremă a președintelui să aibă un guvern cât mai repede? Bine, acum datele, mulțumesc de invitație, datele certe ce le avem, vineri, domnul Ciucă, prim-ministru Ciucă, o să-și depună mandatul, o să plece din funcția de prim-ministru. Să nu uităm că dânsul poate să rămână interimat 45 de zile, deci nu e o crimă, nu se prăbușește lumea. Deci rămâne Ciucă interimar? Poftim? Rămâne Ciucă interimar? Poate să rămână, am spus. Da. Vor fi întâlniri și cu domnul președinte Klaus Iohannis. Ne vom, toate aceste lucruri vor fi finalizate printr-o negociere. Acum, că domnul președinte Ciolacu va intra din 30, va depune în 31 jurământ sau așa mai departe, încă nu putem spune, rămâne doar să vedem rezultatul discuțiilor de la Cotroceni. Toate lucrurile nu sunt așa de negre cum în unele zone le vedem la unele posturi de televiziune. Gata, va fi o criză, va fi... Nu este o criză. Avem ministri pe funcție, avem un premier care poate să rămână interimar. Nu mai funcționează lucrurile de două, să funcționează încă, funcționează încă 45 de zile lejer, fără să avem bătăi mari de cap. Deci am putea să nu avem un guvern de fapt la 1 iunie, că stăm pe interimatul domnului Ciucă, dar domnule Matie, acum vorbim foarte sincer, această rotativă se va întâmpla sau președintele a fost lăsat în offside să ceară acest lucru, PNL-ul pare că își dorește, domnul Ciucă nu știe cum să fugă mai repede din Palatul Victoria, domnul Ciolacu nu vrea să vină în Palatul Victoria, adică pare că niciunii dintre ei, nu știu, nu vor, singurul e Grindeanu, să știți, Grindeanu s-a mai legat toată cu lanțuri acolo, eu cred că nu-l dați afară. Acum, dacă facem un pic analiza declarațiilor și ce a spus domnul președinte Ciolacu și domnul președinte Ciucă sau domnul prim-ministru Ciucă, dânsul spunea că nu vrea să lase nicio criză. Avem o criză în educație, avem acele două jaloane de la energie, care nu ne trebuie. Avem și în sănătate, avem peste tot. Deci nu. Ok, nu vrea să le lase în aer și trebuie rezolvate. Ok, la fel domnul președinte Ciolacu a spus... Eu spun că în acest moment nu este o prioritate schimbul de miniștri, schimbul de guvern, dar hai să ne rezolvăm crizele și după aia ne putem așeza liniștiți la masă și continuăm negocierile. Vreau să vă spun că negocierile tehnice pe programul de guvernare au mers în continuare. Da, s-a discutat și în zona de agricultură, s-a discutat și în zona economică, s-a discutat în toate, în toate zonele. Da, înainte de a merge la domnul Ialomițianu, imediat vă permit, am eu o întrebare. De ce a spus Ciolacu, că l-am ascultat și am înțeles și pe surse această informație, de ce spune Ciolacu faptul că nu dorește să mai vorbească despre ministere, să mai existe această negociere, să mai avanseze propuneri, câtă vreme nu primește un mandat de la Klaus Iohannis? Există această temere în PSD că nu Ciolacu va fi cel desemnat? Eu nu cred că și nu văd nici cea mai mică fărâmă de neîncredere că nu domnul președinte Ciolacu va fi premier, dar nu cred că nici domnul președinte Iohannis nu și-ar dori o criză în acest moment în România. Adică, ce facem? Să spun cele 45 de zile și după aruncăm țara în haos? Păi îl pune pe Bode interimar, că mai se poate, nu? Adică poți să numești un ministru interimar, îl pune pe Bode încă 45 de zile și tot așa, mai sunt ministri până se termină. A, nu se poate, nu. Nu suntem nici noi partii surogați sau ceva ca să tot acceptăm, hai să fie. Da. Lucrurile se vor lămuri, eu sunt sigur că în următoarele zile, maxim până la jumătatea săptămânii viitoare, lucrurile sunt lămurite. Inclusiv vreau să vă spun nouă parlamentarilor care mi s-a spus, stați pregătiți în momentul în care să încheie protocolul, trebuie să veniți la București pentru validarea miniștrilor și așa mai departe.
Deci nu, inclusiv noi parlamentarii, așteptăm un semnal ca să putem să ajutăm și să participăm la închiderea acestor negocieri. Da, domnule Alomițianu. De regulă, când primul ministru își dă demisia, nu mai e numit interimar. Sigur, acum nu știu foarte mult legat de Constituție și când s-a dat demisia domnul Boc și domnul Ponta, a fost numit interimar un ministru din cadrul guvernului. Să vedem ce se va întâmpla. Sigur că lucrurile acestea sunt forțate legat de domnul Ciucă, să-și dea demisia, să spună că dânsul este de onoare și să forțeze desemnarea noului prim-ministru. Legat de declarația domnului Ciolacu că ar trebui după desemnarea ca prim-ministru să se discute împărțirea ministerului, cred că sunt probleme în cele două partide. Deși cei doi lideri, mă refer la domnul Ciolacu și domnul Ciucă, s-au înțeles. Ca să nu fie o presiune pe împărțirea ministerelor, o să forțeze desemnarea primului ministru și ca împărțirea ministerelor să se facă rapid. Dar vor rămâne nemulțumirile în cadrul celor două partide și după aceea vor fi mari probleme. Spunea domnul Matei legat de crize. Păi crizele sunt de mult, domnul Matei. Sunt de când ați intrat la guvernare și nu s-au rezolvat foarte multe, nici criza în energie, nici problema asta a crizei economice, să ajutați mediul de afaceri mai mult și legat de majorarea salariilor la profesori, pentru că domnul Hader, liderul de la sindicatul universitar, da, a spus că din 2017 trebuia mărite salariile la profesori. Adică nu vă lasă nimeni. Moștenirile au rămas de la un guvern la altul. S-au tot adunat din urmă. Ciolacu sigur că va prelua o perioadă foarte grea, dar știa că de situație, pentru că sunteți la guvernare de un an jumate. Bun, domnule Viner, sunt într-adevăr multe restanțe și pare că se întâmplă totul pe repede înainte, de asta vin și cu amendamentele astea la pensii speciale, dar cum se vede din opoziție această rotație care trebuie să meargă sticlă, a zis domnul Iohannis? Da, merge sticlă. Evident, ar fi trebuit să fie doar un formalism politic. Până la urmă, toate aceste negocieri, să știți că eu nu cred că au nici urmă, nici fărâmă de substanță, în sensul că singurele calcule care se fac, și probabil de aia se va renegocia și protocolul, se vor schimba ministerele, singurele calcule care se fac este a imaginii în an preelectoral. Ce panglici tăiem, unde sunt mai multe panglici, de ce să luăm noi transporturile și să nu dăm la ăia dezastru de la fonduri europene, de ce să decontăm noi acolo când putem să tăiem panglici din coaje. Calculele la nivelul ăsta sunt. Nu că am eu un om mai bun care ar putea gestiona, de exemplu, fondurile europene mai bine decât domnul Boloș, să zică PSD-ul sau să vină PNL-ul, să zică am eu un om mai bun care poate să gestioneze Ministerul Muncii mult mai bine. Nici poveste de așa ceva. Lucrurile nu au nici o substanță, să zic, legată de calitatea actului de guvernare. Ceea este doar una electorală, la asta s-a redus negocierea care se face acum și de aceea chiar sunt dispuși, de exemplu, să scoată UDMR-ul la guvernare dacă atunci când vor trage linie, lucrurile vor da pe plus din punct de vedere electoral. Aici e cheia, aici e discuția. Aici eu voiam să vin și eu cu întrebarea. Domnule Matei, și ultima chestiune, UDMR-ul, ce faceți cu ei? Că colegii noastre la PNL râvnesc la Ministerul Dezvoltării, dar eu nici n-am înțeles de ce vor să dea fondurile europene la UDMR ca să ia ei dezvoltarea, nu înțeleg. Doamna Constantin, nu este nimic stabilit. Am discutat parcă pe la noastră în emisiune acum o câteva zile că Ministerul Agriculturii merge la UDMR, că la până la urmă... Nu, era la UDMR într-o perioadă. La mine nu, mânca în emisiunea mea nu fusese încă, da, așa. A, poate, așa nu la noastră, dar încă nu este nimic stabilit. O ducem într-o poveste și bănuim și încercăm să facem tot felul de analize și de calcule. Dar în continuare nu este nimic stabilit și eu, părerea mea și ceea ce văd din toate acțiunile mele, door to door, pe oameni nu interesează cine va fi ministru sau cine. Nu aceasta este, dar în momentul de față, o grijă foarte mare. Ei trebuie să aibă mai mulți bani, dar să vadă că inflația cade. Mulțumesc, Călin Matei și mulțumesc, Adrian Viner, cu domnul Alomițianu. Ne revedem imediat după publicitate. Intrăm într-o scurtă pauză. Pe
final de emisiune mergem peste Prut, pentru că pare că oligarhii și reprezentanții partidelor proruse sunt deja pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. Vorbim despre Marina Tauber, mâna dreaptă a lui Ilan Șor, despre chiar Ilan Șor și, de asemenea, o declarație interesantă a Maiei Sandu, care spune că dacă Putin ar intra în Moldova, ar fi arestat. Este alături de noi Ana Guțu, este fost parlamentar în Republica Moldova. Bun găsit, doamnă! Bună ziua! Spuneți-ne despre această listă a sancțiunilor Șor, Marina Tauber, Plahotniuc, am văzut mai multe nume acolo. Păi da, și eu nu știu deja câte oară sunt anunțate aceste sancțiuni. Șor se lăudase că aceste sancțiuni nu-l vizează și, din câte am înțeles, fluxul de bani continuă să intre în Republica Moldova și banii ajung pentru ca să fie mituiți alegătorii. Sunt bune aceste sancțiuni internaționale, dar eu cred că ar trebui să ne facem temele pe acasă aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Și Plahotniuc, Șor sau oamenii lor, precum, de exemplu, acum a și fost anunțat crearea unui nou partid, unul din oamenii lui Plahotniuc foarte importanți, influenți, cu bani și așa mai departe, fără nicio jenă și a anunțat crearea unei noi mișcări politice. Deci justiția trebuie să-și facă temele pentru acasă aici, în Republica Moldova, și așa cum sunt consecvente statele baltice, care, de exemplu, au început să restrângă drepturile cetățenilor ruși din cauza că ei prezintă un pericol pentru securitate. De ce nu restrângem drepturile partidelor proruse în condițiile de război, de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei? Asta ar trebui să se întâmple aici și atunci poate vom avea niște rezultate. Dacă nu, ne trezim cu ei în vârful puterii de aici într-un an, doi. Marina Tauber este în continuare în arest la domiciliu, așa-i? Este, da, i s-a prelungit arestul la domiciliu, dar nu știu dacă asta rezolvă problema, fiindcă am impresia că justiția se joacă de pisică și șoarecele mai degrabă decât să facă ordine în tot ceea ce ține de finanțarea ilegală a partidului, doctrina prorusă și așa mai departe. Da, pentru că am văzut ce s-a întâmplat și în Găgăuzia, acolo au fost validate alegerile ultima. Au fost validate alegerile și, ca să înțelegeți, Bașcanul Găgăuzie este membru al guvernului. Pe când eram deputat în 2010, am propus un proiect de lege pentru a exclude Bașcanul Găgăuzie din corpul guvernamental. N-am fost susținute de niciun partener de coaliție și iată, peste 13 ani ne trezim exact cu aceeași problematică ce exista pe timp. În incinta guvernului. Da, mulțumesc mult, Ana Guțu a fost alături de noi pentru a înțelege ce se întâmplă și peste Prut. Ne întoarcem de la fix. Este așteptată întâlnirea ministrilor cu liderii de sindicat la PSLI. Vom avea declarațiile de acolo aici pe B1 TV.